Haideți să mai deschidem Biblia, dragilor, în seara aceasta, Evrei, câteva versete din Epistola către Evrei, capitolul 11, de la versetul 24 la 26, sunt trei versete, vă invit să le urmărim cu atenție, Biblia spune în felul următor. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Doresc și eu să zic din toată inima, slăvit să fie Domnul și provocat de cuvântul despre rugăciune, vreau să Continui câteva gânduri pe care le am pe inimă pentru voi în această seară. De câteva zile am citit acest pasaj și am rămas uh, oarecum uh, atins de modul în care omului Dumnezeu Moise a reacționat. Vreau să vă vorbesc despre curajul de a spune nu. Cred că trăim vremuri în care omului Dumnezeu trebuie să aibă curaj să spună și nu. Știu că suntem într-o cultură a Daului. Cel care spune nu, în general este privit suspicios. E nevoie de mult curaj în viața pe care o trăim zi de zi pentru diferite lucruri. Dar în această seară vreau să ne uităm împreună, în câteva minute, la omul lui Dumnezeu Moise, care, deși se afla într-o postură cu totul specială, a avut curajul să spună nu. Mă gândesc la noi, ca și copiii lui Dumnezeu, de câte ori, atunci când trebuie să spunem nu, diferitelor lucruri, avem curajul să o facem. Eram îndemnați să spunem nu, unor lucruri ca să putem spune da rugăciunii. Ăsta a fost mesajul pe care fratele Florin l-a avut pentru noi în seara aceasta. Când a intrat Domnul Isus în templu, a spus nu unor practici care nu își aveau locul în casa lui Dumnezeu. A făcut-o cu curaj, a făcut-o cu îndrăzneală, a făcut-o cu autoritate. Spunea fratele Florin că de multe ori, indirect din ceea ce spunea, am înțeles că spunem da lucrurilor care ne consumă uneori timpul, energia și resursele, lucruri la care poate ar trebui să spunem nu. Vă invit împreună cu mine să explorăm din viața lui Moise un mic episod. Episodul în care Moise a avut curajul să spună nu. Pentru că aceste trei versete conțin cel puțin trei principii vis-a-vis -vis de modul în care putem învăța să spunem nu. Repet, ne este greu. Vă pun o întrebare simplă. De câte ori ai spus da când, de fapt, în inima ta spuneai nu? Știi că lucrul ăsta nu-i bun. Zice Biblia daul vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Orice trece peste asta, nu-i bine. Adică, toată viața asta trebuie să spunem doar da și nu. Nu ăsta e principiul. Principiul este atunci când spui da să fie da complet, iar când spui nu, să fie nu complet. Învățăm de la Moise câteva lucruri în această seară despre ce înseamnă să ai curaj să spui nu. Versetul 24, vă rog să-l urmăriți încă o dată cu mine, e un verset foarte interesant, ascultați. Prin credință, Moise când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Mă opresc aici. Moise a crescut la curtea Egiptului. Spune Biblia Că atunci când s-a născut Moise, exista în vigoare o poruncă, conform căreia Faraon a poruncit ca toți băieții care se nasc în casele evreilor să fie omorâți. Zice Biblia că trei luni de zile mama lui, Iochebed, l-a îngrijit și Moise era frumos. Pentru că ea l-a născut pe Moise. Ignorând porunca faraonului care spunea că toți băieții trebuie omorâți la naștere. Trei luni, dar după aceea n-a mai putut să-l crească. Și spune Biblia că în această perioadă ea a luat un coșuleț din nuiele și l-a dat cu smoală și l-a pus acolo pe micuțul Moise și cu credință în Dumnezeu și sunt sigur, cu multă rugăciune, așa cum eram îndemnați în seara asta, i-a dat drumul pe Nil pe nilul infestat cu crocodili. Crezând cumva că în mod providențial Dumnezeu însuși va purta de grijă și știți că Dumnezeu a făcut-o. Zice Biblia că puțin mai jos pe râu se scălda fica lui Faraon împreună cu anturajul de femei și a auzit un copil plângând și a trimis pe una dintre fetele care erau acolo cu ea, l-a scăldat și l-au recuperat pe micuțul Moise. Găsiți în Biblie tot ce vă spun eu și a zis, Fica lui Faraon e un copil de ale evreilor. Și cea care l-a găsit, i-a zis: Să-ți găsesc o doică, să-l crească. Și știți care este relatarea biblică? Au găsit-o chiar pe mama copilului. L-a crescut până la vârsta la care a putut să-i dea drumul și să intre în anturajul casei lui Faraon. Nu ni se spune la ce vârstă a ajuns Moise să spună aceste cuvinte. Prin credință a fost ascuns Moise trei luni. De, versetul 23 vă citesc, prin credință a fost ascuns Moise trei luni de părinții lui când s-a născut pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului și versetul 24 pe care l-am citit în seara asta, prin credință Moise când s-a făcut mare în jurul vârstei de 40 de ani trăise la palatul lui Faraon, în anturajul celui mai puternic și influent om al vremii al planetei, dacă vreți de atunci, Faraonul cel puțin 30 de ani. Avea identitatea unui prinț al Egiptului. Da, era fiul adoptiv al fiicei lui Faraon, dar în fapt se califica să devină Faraon al Egiptului. A avut parte de creștere, de educație, de limbă, de tot ce ținea cultura, de cultura Egiptului la vremea aceea. Moise era din toate punctele de vedere asimilat în cultura egipteană. Și ascultați, prin credință Moise când s-a făcut mare a zis, nu le mai vreau pe toate astea. Poate gândindu-ne, am spune, Moise a zis ușor, a... a, zis nu vieții de la palat. Dar Moise a spus nu, știți de ce? Și este primul lucru pe care aș vrea să-l învățăm, de la Moise. Și anume, Moise a înțeles ceva ce trebuie să înțelegem și noi dacă vrem să avem curajul și puterea de a spune nu. A înțeles, Moise, că o falsă identitate nu poate niciodată compensa limitele tale reale. Nu vei spune nu niciodată hotărât până când nu înțelegi că o falsă identitate pe care ți-o asumi nu o să-ți acopere lipsurile tale reale. Haideți să ne uităm un pic în detaliu. Moise nu era egiptean. Moise era evreu. Și asta nu avea să se schimbe niciodată. Avea buletin de egiptean, pașaport de egiptean, dacă vreți, identitate falsă de egiptean. Nimeni, uitându-se la Moise, îmbrăcat în ținuta unui prinț al Egiptului, n-ar fi bănuit că în spatele identității ălea se ascunde un simplu evreu pe care mila fiicei lui Faraon l-a ținut în viață. Totuși, când s-a -a făcut mare, zice Biblia, prin credință Moise a zis, nu mai vreau această falsă identitate. Falsa identitate pe care el o primise ca și fiu adoptiv al fiicei lui Faraon, îi dădea toate privilegiile unui egiptean de rang înalt, maxim. Și totuși, Moise a zis, identitatea mea falsă nu poate să acopere cine sunt eu cu adevărat. Eu în ADN-ul meu sunt evreu. Întrebare. Orice identitate îți asumi falsă ca să arăți bine afară, nu se poate poată ascunde niciodată faptul că tu ești copil al lui Dumnezeu. Nu ești copilul sistemului lumii, ce ești copilul lui Dumnezeu. Nu ești fiul sistemului lumii, ci ești fiul lui Dumnezeu. De asta când ești pocăit, nu merge să te dai cu lumea. Că nu te bucur nici de cei afară, Știți cum zicea cineva? Noi, pocăiții, nu ne putem bucura de lume pentru că avem prea mult din Dumnezeu în noi. Dar nu ne putem bucura nici de Dumnezeu că avem prea mult din lume în noi. Oare nu credeți că ar trebui să avem curajul să spunem nu? O să ai curajul să spui nu, ca și Moise, când înțelegi că identitatea ta falsă nu poate să acopere, nici să compenseze limitele tale reale. Moise era evreu, repet. Și asta navia să se schimbe. Nimeni nu uitându-se la el, repet, apărând pe străzile uh, somtoase ale capitalei Egiptului de la vremea aceea. N-ar fi bănuit că în spatele acestui bărbat frumos, educat, care vorbea limba egipteană perfect, care răta perfect, se ascunde de fapt un rob, un fiu al poporului lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta pentru noi, dragilor? Hai să nu ne mai străduim să fim ceea ce nu suntem asta e tot. Nu te mai strădui să fii ceea ce nu ești. Moise nu era egiptean și n-avea a să fie niciodată. A fost doar asimilat. Și el într-un moment al vieții lui, când a ajuns mare, a înțeles că el de fapt aparține poporului lui Dumnezeu. Deci, dacă vrei să înveți să spui nu, trebuie să înveți că orice identitate pe care ai crede că ți-o poți asuma, nu va putea să compenseze niciodată ce ești tu cu adevărat. De ce se întâmplă asta? Din câteva motive. De ce mă întreb, uitându-mă în jurul meu, și cred că și voi, uitându-vă în jurul vostru, vedeți lucrul ăsta. De ce noi, ca și copiii lui Dumnezeu, ne luptăm așa de mult să ne asumăm o identitate care nu e a noastră? Mi-am notat câteva lucruri. Sunt mult mai multe decât vă pot eu spune, sau măcar știu să vă spun, dar câteva vă spun. Știți de ce? De multe ori, neavând curajul să spunem, nu ne asumăm o identitate falsă, crezând că ea acoperă limitele noastre și lipsurile noastre, pentru că, în primul rând, dorim cu orice preț acceptarea oamenilor, chiar dacă nu avem aprobarea lui Dumnezeu. Dragii mei, de multe ori ne asumăm o identitate care nu e a noastră pentru că vrem să fim acceptați de oameni, uitând că nu e important dacă oamenii te acceptă, e important dacă Dumnezeu te aprobă. Puteți spune amin la asta. În dreptul nostru, nu acceptarea oamenilor contează. Nu trebuie să fii un rebel, nu mă înțelegeți greșit. Nu trebuie să fii un proscris. Nu trebuie să fii unul care luptă la baionetă cu mulțimea doar pentru că ești pocăit. Nu trebuie să fii tu cel mai ciudat dintre ciudați, că nu asta înseamnă să fii pocăit. Însă trebuie nu să cauți aprobarea oamenilor, ci să accepti și să cauți aprobarea lui Dumnezeu în viața ta. Asta a făcut Moise. A avut curajul să zică nu identității false, ca să poată să rămână cine era el cu adevărat. Și asta o vei face când nu mai cauți aprobarea oamenilor, ci cauți aprobarea lui Dumnezeu. Când nu mai cauți acceptarea oamenilor, ci cauți să te aprobe Dumnezeu. Și mai e un, măcar un motiv. Vă zic și pe asta. Am zis că dorim cu orice preț aprobarea oamenilor uitând că Dumnezeu e de fapt cel care trebuie să ne aprobe viața. Și mai, mai e ceva. Dorim cu orice preț să ne îmbunătățim imaginea. Fără să ne schimbăm caracterul. Și aici e marea problemă a pocăiților din generația noastră. Vrem să ne schimbăm imaginea, adică să vadă ceilalți în noi ceva ce noi nu suntem. Nu uitați că adevărata schimbare a omului care se întâlnește cu Hristos nu este o schimbare de imagine, ci o schimbare de caracter. Hristos când intră în viața ta, spune Biblia, nu-ți dă o versiune îmbunătățită a ceea ce ești tu, Hristos nu te face un pic mai bun decât ai fost. Zice Biblia 2 Corinteni 5 cu 17 Cine este în Hristos este o făptură nouă. Încercăm să ne adaptăm sau să adoptăm această identitate falsă de multe ori pentru că dorim cu orice preț să ne îmbunătățim imaginea noastră, prezența noastră, dacă vreți, prestația noastră dar uităm că ea vine doar cu schimbarea caracterului. Doamne, ajută-ne să dorim transformarea adevărată. Când caracterul tău se schimbă și e schimbat de Hristos, atunci acest lucru se vede și în exterior. E ca și vorbirea. De multe ori, cuvintele noastre ne dau de col, Pentru că zice Biblia că din plinătatea sau din prisosul inimii vorbește cura. Practic ce spui cu gura vine dinăuntru, nu vine din gura, vine din caracter. Da? Și mai, mai ceva, aș vrea să înțelegem că Moise a ales acest lucru. Da? Deci primul lucru ca să putem să spunem nu este să înțelegem că identitatea noastră falsă, asimilată, nu poate să ne acopere niciodată limitele reale. Și nici n-ar trebui să o facem. Haideți să fim autentici. Suntem copii lui Dumnezeu, așa zice Ioan. Fraților, prea iubiților, așa zice el. Acum suntem copiii lui Dumnezeu. Și ce vom fi, zice el, nu s-a arătat încă. Dar știm, zice el, că atunci când se va arăta Hristos, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Până atunci, identitatea noastră este aceea de copii al lui Dumnezeu. Vei putea să spui nu când înțelegi că orice identitate falsă este mult insuficientă ca să compenseze cine ești tu cu adevărat. Al doilea lucru, versetul 25, zice, și ascultați bine și versetul ăsta, ce a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Moise a putut să spună nu pentru că renunța la identitatea lui falsă. Și a zis: Eu nu sunt fiul fiicei lui Faraon decât uh, am fost pentru o perioadă de timp. Eu sunt din poporul lui Dumnezeu. Și al doilea lucru care l-a ajutat pe Moise să spună nu, și ne va ajuta și pe noi să spunem nu, este uh, exact ce spune versetul 25 a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului sau altfel zis Moise a înțeles ceva ce trebuie să înțelegem și noi și anume, câștigul de moment poate pune în pericol binecuvântarea de durată dați-mi voi să zăbovesc doar câteva minute la ideea asta Moise a înțeles ceva. Oricât de mult câștigi acum, acel câștig poate să-ți pună în pericol binecuvântarea de durată de la Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Ascultați, a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. Putea. Moise a ales asta. În tot ceea ce am citit eu aici este o alegere conștientă a lui Moise. Moise putea să zică, dar de ce să sufăr eu? n-au suferit destul evrei, nu suferă destul evrei. Pentru că dacă țineți minte, relatarea biblică, Moise este revoltat de modul în care sunt tratați frații lui, chiar omoară un egiptean și trebuie să fugă, să se refugieze. Și totuși Moise face un lucru, refuză câștigul de moment, dat de poziția lui, de statutul lui, de cine era el, pentru că a înțeles Că dacă te compromiți acum și câștigi, pe termen lung vei pierde. Dar dacă ești gata să asculți și să suferi acum, pe termen lung vei câștiga. E greu conceptul ăsta pentru generația noastră. E foarte greu. E foarte greu. Haideți să-l despachetăm în trei minute. Câștigul de acum îți poate pune în pericol binecuvântarea de durată. Ascultați! a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu când? Acum. Decât să se bucure de plăcerile, de o clipă ale păcatului, de plăcerile pe care le avea, de luxul pe care le avea, de tot ceea ce avea la palat. Ce înseamnă să alegi să suferi acum ca să te poți bucura atunci? Ce înseamnă lucrul ăsta? Câteva lucruri foarte rapid. Dacă înțelegi că un câștig, fals de moment îți poate pune în pericol binecuvântarea adevărată de durată, înțelegi că valorile pe care îți clădești viața îți formează mentalitatea pe termen lung. Dragii mei frați și surori, valorile pe care tu îți clădești viața zi după zi îți vor forma pe termen lung mentalitatea după care vei trăi. Este simplu. Ceea ce consider tu valoros astăzi și mâine, și poimine, și săptămâna viitoare, și luna viitoare, și anul viitor, lucrurile pe care tu pui preț, ele vor forma în mod inevitabil uh, mentalitatea ta pe termen lung. Și noi, ca pocăiți, avem nevoie disperată să avem o mentalitate pe termen lung. Nu-i timp acum să vorbim mult despre asta, dar vreau doar atât să vă spun. Moise a înțeles că tot ce poate primi acum nu merită să dea la schimb cu ceea ce va primi de la Dumnezeu mai târziu. De ce? Pentru că valorile pe care îți clădești viața îți formează mentalitatea. Și mai e ceva, alegerile, nu doar valorile pe care îți clădești viața, îți formează mentalitatea, ci și alegerile tale de zi cu zi îți modelează mentalitatea pe termen lung tot ce alegi astăzi, așa cum revin la ceea ce ni s-a spus anterior și am fost provocați, aleg să mă rog mai degrabă decât să pierd vremea cu altceva. Aleg să investesc în Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu decât să investesc în altceva. Toate astea sunt alegeri și astea îți formează o mentalitate pe termen lung. Și mai ceva, destinul pe care o să-l ai într-o zi, nu este rezultatul întâmplării, ci este rezultatul mentalității tale pe termen lung. Nu te uita la ceilalți și zi, mă, ce norocos a fost ăsta. Norocul nu există, cel puțin nu în termenii ăștia. Nu cred că există sub nicio formă. De multe ori ne uităm la oameni care au realizat ceva și vorbesc mai mult de lucruri spirituale. Dice, mă, dar ăsta a avut totul potrivit. Aș putea să vă dau exemple și voi la rândul vostru ați putea să-mi dați exemple de oameni pe care Dumnezeu i-a folosit și au făcut lucruri mari pentru Dumnezeu, care n-au avut nici de cum lucrurile așezate pentru ei. Dar știți ce au avut? Au avut o mentalitate formată pe termen lung, pe baza căreia S-a format destinul. Ce vei fi într-o zi e rezultatul, în mare parte, a valorilor tale, a alegerilor tale, a deciziilor pe care le ei. Dar Dumnezeu e acolo providențial. Dumnezeu îți vorbește, te ghidează. Dar nu uita că, în cele din urmă, tu și doar tu răspunzi de ceea ce ai făcut de viața ta. Timpul ce ți-l a dat Dumnezeu, resursele ce ți-l a dat Dumnezeu, sunt toate în administrarea ta. Dumnezeu îți creează cadru și îți dă ocazia să lupți. Ceea ce faci tu cu viața ta va fi destinul tău. O sumă a valorilor, a deciziilor, a mentalității pe termen lung. Asta a făcut Moise. Știți ce a zis Moise? A făcut suma și a zis, nu merită să dau. Ce are Egiptul? pentru ceea ce are Dumnezeu. Și închei cu al uh, treilea gând. Uh, îl găsim în versetul 26, da? Recapitulăm ce te ajută să poți spune nu. În primul rând, când înțelegi că o identitate falsă nu poate niciodată să-ți compenseze limitele tale reale. Doi, când înțelegi ca și Moise că orice câștig ilicit de moment poate fi un pericol pentru binecuvântarea de durată. Și ascultați versetul 26. El, adică Moise, socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât, toate, decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Nu știu cât de mult vă place istoria, dar în caz că vă place istoria, veți ști că egiptenii au fost o națiune foarte, foarte, foarte prosperă pe vremea faraonilor. Dovadă sunt piramidele pe care le avem astăzi și probabil mulți dintre voi ați fost pe acolo. Piramidele din Egipt, complexul de la Gizeh, toate astea, și ce sunt? Dovada a ceea ce zice Moise. Socotea toate comorile Egiptului. Tot ce avea Egiptul, el le socotea, ascultați, versetul 26, socotea el o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răspătire. Al treilea lucru care te va ajuta întotdeauna să spui nu când trebuie să o faci, este când înțelegi că pierderea recompenselor lumii merită câștigarea răsplătirii divine. Simplu. Când înțelegi a pierde ce ți oferă lumea, merită 100% să dai în schimb ceea ce îți va da îți răsplată într-o zi Dumnezeu. Observați, o cara lui Hristos era pentru Moise mai valoroasă decât aurul Egiptului. Adică tot ce avea faraon la palat, știți că faraon, când, când murea un faraon, împreună cu, cu el erau îngropați. Tot anturajul lui. Nu era deloc neobișnuit ca un faraon murind să provoace moartea a sute de oameni. În primul rând, soțiile faraonilor trebuiau să-i urmeze în moarte. Slujitorii faraonului trebuiau să-i urmeze în moarte. Uneori sute de oameni erau literalmente omorâți pentru că, în credința evreilor, în credința egiptenilor, faraonul era un zeu coborât pe pământ și pentru a migra în lumea viitoare, el trebuia să aibă tot anturajul lui acolo. Și știți ce zice Moise? El socotea o cara lui Hristos, adică a fi o pentru Dumnezeu cu o mai mare bogăție decât tot ce avea Egiptul de oferit. Când pot să faci acest lucru? Sau mai bine zis, de ce nouă ne este așa de greu să socotim o cara lui Hristos ca o răsplată mai mare decât tot ce ne poate oferi lumea aceasta. Știți de ce? Ne este greu să facem asta și implicit ne este greu să spunem nu păcatului, ne este greu să spunem nu lucrurilor care ne compromit, ne este greu să spunem nu lucrurilor care știm că sunt rele și tot le facem, ne este greu să stăm vertical pentru Dumnezeu și ne îndoim de fiecare dată când bate un vânt și de ce? Pentru că nu știm exact ce pierdem și nu suntem nici convinși de ce câștigăm. E simplu. Nu știm ce pierdem, nu știm exact ce trebuie să pierdem și nu suntem deloc convinși despre ce câștigăm. Te gândi vreodată, ai meditat vreodată, ce câștigi și ce pierzi? Asta este o balanță în mintea noastră, ne-am născut cu ea. Întotdeauna în om există echilibrul ăsta, ce câștig, ce pierd. Când te în seara asta, când te înrolezi pe calea cu Dumnezeu, ce câștigi? și ce pierzi. Sau cum vrei să începe cu ce pierzi, ca să vezi ce poți câștiga. Moise și-a făcut socotele astea. Moise s-a uitat dintr-o dată la tot ce era bogăția Egiptului și a zis pentru mine, asta este pierdere față de câștigul pe care l-am cu Dumnezeu. Nu vi se pare interesant? Mai e unul în scriptură care o zis asta. Numele lui, Apostolul Pavel zicea el, toate lucrurile le socotesc ca un gunoi. De ce? Pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Haideți să înțelegem că vom putea să spunem nu când înțelegem că dacă pierdem recompensa lumii, avem promisiunea răsplătirii divine. Dar când se întâmplă asta? Când știi ce pierzi și când știi ce câștigi. Mai ceva, de ce ne este greu? uităm, și vă rog să nu vă supărați foarte tare pe mine că vă spun asta, uităm că trăind prin credință nu suntem scutiți de suferință. Omul modern fuge de suferință. Până la urmă, care dintre noi ne-o dorim? Îți place să te doară ceva? Îți place să ai lipsuri într-un anumit domeniu? Nu ne place. Ne place confortul? Suntem generația care trăim cel mai bine de când există omenirea avem un confort ieșit din comun, avem comodități, utilități pe care bunicii și străbunicii noștri n-au îndrăznit să le viseze. Suntem maxim frustrați când se ia curentul 10 minute. Încercați! Atunci aveai telefonul încărcat, atunci făceai ceva pe calculator, atunci te uitai la ceva la televizor și pff, într o dată a murit curentul. Știți că oamenii au trăit mii de ani fără curent? Nu 10 minute. Sunăm la Enel, ce se întâmplă? Avem o cădere de rețea. Ni se strică mașina, facem pană, maxim frustrare. Mi-aduc aminte de vremurile tinereții, când puteai circula prin Timișoara și treceai strada oriunde, că nu prea avea ce să te lovească. Nu știu câți dintre voi, frați, care aveți perii mai albi, așa. Acum nu poți trece strada pe trecerea de pietoni uneori, pe verde. Dragilor, Uităm că trăim prin credință, nu suntem scutiți de suferință și închei zicând doar atât și vreau să medităm la asta. Ne este greu să renunțăm la recompensa lumii uh. pentru că nu înțelegem răsplătirea divină și dintr-un al treilea motiv că ne dorim cerul dar nu putem renunța la pământ. Și asta este poate unul dintre marile minusuri ale generației noastre. Vrem să mergem în cer, dar tare greu Nu este să renunțăm la pământ. Vreau să înțelegem ceva. Moise a învățat să spună nu. Când înveți să spui nu lucrurilor care nu contează, ca să poți spune da lui Dumnezeu și lucrurilor care contează, atunci când înțelegi că orice identitate falsă ți asum, ea nu poate să acopere cine ești cu adevărat. Atunci când înțelegi ca și Moise, că orice câștig de moment Oricât de interesant și bun ți se pare, poate pune în pericol binecuvântarea Lui Dumnezeu de durată. Și când înțelegi ca și Moise, că dacă pierzi ce-ți oferă lumea, ai șanse bune să primești ce-ți dă Dumnezeu. Mă rog din toată inima ca Domnul să ne ajute pe fiecare să înțelegem aceste lucruri. Amin.